Ciucaș, împreună cu Ursa, vă spun bine ați venit la Poveștile Fototur. Vă spun încă o dată ziua bună de aici din Ciucaș, împreună cu Ursa, care este mare amatoare de drumeții și munte. În episodul de astăzi am să vă prezint un loc în care cel mai bine se fac fotografiile fie în luna mai, fie la începutul lui septembrie. Și de ce spun asta? Pentru că atunci este perioada când cele mai multe păsări sunt pe lacuri, pe canaluri. E, sigur, v-ați dat seama că nu e vorba despre Ciucaș, ci este vorba despre Delta Dunării. Mai bine de 360 de specii de păsări există în Delta Dunării. Nu o să le fotografiem pe toate, dar cele mai spectaculoase, printre care pelicani, codalbi, cormorani, egrete mari, egrete mici și așa mai departe, le vom fotografia în tura din Delta Dunării. Hai să vedem episodul. Bună dimineața, ora 5 fără 10, la 5:20 răsare soarele, așa că suntem deja în mișcare. Am plecat din Mila 23 către lacul Rădăcinos pentru a face fotografii la răsărit. Sperăm să prindem și pelicani, pentru că până la urmă, ăsta este rostul acestui răsărit, să fotografiem păsările la prima ora dimineții. Vom lucra cu teleobiective, cu obiective lungi, astfel încât să nu ne apropiem prea mult de păsări, să nu le deranjăm, pentru că deja, în momentul când răsare soarele, ele încep să se hrănească, iar noi vom sta la o distanță relativ sigură, în așa fel încât să le lăsăm să-și parcurgă ciclul acesta de hrănire care este dis de dimineață. Trebuie să vă spun că pelicanii se hrănesc cu rândul, părinții cei care clocesc, pentru că la un moment dat vine masculul să mănânce, iar apoi, după ce a terminat să se hrănească, se duce înapoi la cuib, urmând ca femela să vină și ea la rândul ei să mănânce. Așa că sperăm că lucrurile vor fi favorabile pentru noi, că vor fi suficient de mulți pelicani pe lac încât să putem să-i fotografiem la răsărit. Și bineînțeles, ceea ce este cel mai important, atunci când răsare soarele, între soare și noi, să existe cel puțin un câr de pelicani. Mergem încet, la pas, din cel puțin două motive. Pentru a avea timp să facem fotografii și pentru că deplasarea pe canalele secundare și cele mici se face cu maxim 20 de km la oră. Iulian va fi ghidul nostru în această tură. Pe lângă o impecabilă cunoaștere a deltei, Iulian este un bun cunoscător al păsărilor, versat în ture foto. Asta explică de ce mergem împreună de mai bine de 15 ani. Îți
spatele nostru se află un stol de pelican pe apă. Așteptăm răsăritul aici liniștiți, în așa fel încât să nu-i deranjăm. Iar când soarele va răsări, noi vom fi exact în poziția cea mai bună. Pelicanii vor fi între noi și soare și vom avea niște siluete foarte frumoase atunci când discul solar iese după orizont. Stăm foarte liniștiți, în așa fel încât să nu-i deranjăm. La momentul apariției discului solar, camerele încep să vorbească. Ne alegem compoziția în așa fel încât să izolăm subiectul. Este multă adrenalină, căci păsările din fața noastră își schimbă poziția de la un moment la altul. Trebuie să iei decizii rapide, să anticipezi și să faci reglajele camerei aproape instantaneu. Suntem în apropierea unui câmp de pelicani. La ora asta de dimineață ei se hrănesc, așa că noi stăm un pic mai departe de ei. În felul ăsta, cu obiectivele lungi, cu focalele lungi, putem să-i fotografiem, putem să facem cadraje foarte aproape de ei, dar în același timp suntem departe și nu îi deranjăm. Majoritatea fotografiilor de păsări se fac cu focale foarte lungi, pentru că nu poți să te apropii chiar atât de mult de păsări. E o lumină nemaipomenită, foarte frumoasă. Ne bucurăm de un răsărit foarte frumos și cu un lac plin de pelicani. E ceea ce am căutat de altfel. Lumina este extraordinară. O lumină laterală, lumina asta caldă de dimineață, care îi învăluie și face un contrast foarte frumos cu albastrul apei și albastrul cerului. Este absolut remarcabilă lumina asta de dimineață și cum pelicanii au penajul alb, evident, toată frumusețea asta cromatică prinde culoare pe un penaj alb, așa că e nemaipomenit. Asistăm la una dintre scenele foarte frumoase ale acestei dimineți. Lumina de jos, orizontală, care vine din direcția soarelui, este caldă și pe penajul pelicanilor devine portocalie. Lumina cerului colorează partea de sus a pelicanilor cu o nuanță albăstruie, fiind o lumină rece. Acest contrast cromatic îl găsesc minunat și poate fi văzut doar la câteva minute după răsărit. Este ceea ce se numește ora de aur, Golden Hour. Lăsăm pelicanii să se hrănească și plecăm mai departe să explorăm canalele și să ne bucurăm de o lumină ca în povești.
După ce am explorat lacul Trei Iezere și Căzănel, ne întoarcem la lacul Rădăcinos, unde știm cu siguranță că în dreptul unor rădăcini vom găsi păsări la odihnă. O familie de corcodei mari și o lebădă ne încetinesc înaintare. Tăiem motorul să nu îi speriem. Pe canalul Bracliva mergem la pas, profităm de lumina frumoasă și fotografiem reflexiile copacilor în apă și aici colo câte o pasăre pitită pe sub sălcii. O dimineață extraordinară. Am avut parte de un răsărit minunat. Păsări la răsărit, iar apoi, colindând lacurile deltei, am avut un premiu cu totul și cu totul deosebit. Faptul că ne-am putut apropia de un câr de pelicani care se hrăneau, iar apoi un mascul care practic își păzea teritoriul și ținea inamicii la distanță. Natura, Delta, ne-a premiat în această dimineață cu niște premii extraordinare. După o masă copioasă la Alina cu niște icre, vă spun, cele mai bune icre pe care le-am mâncat vreodată, am luat-o din nou pe canale, de data asta în căutarea păsărilor limicole, acele păsări care trăiesc pe marginile apelor, pe marginile puțin adânci. Hopa, vine o salcie, hopa, și așa am trecut de salcie, așa am scăpat. În căutarea păsărilor limicole sau acelor păsări care stau pe marginile canalului, deja pe lacuri, toate păsările mari s-au retras în inundații, pe lacuri mai mici, pe zone mai ferite. Nu vom mai găsi foarte ușor eventual ceva lebede, doar dacă, sigur, avem noroc și în felul ăsta putem să mai găsim pe aici, pe acolo, pelican sau lebede. Dar scopul nostru este să colindăm pe aceste canale înguste și să găsim păsările limicole sau stârcii, stârci de noapte, stârcu galben, greta mare, greta mică, toate aceste păsări care la mijlocul zilei își caută adăpost pe sub sălcii, la umbră. Și cum vă spuneam și de dimineață, pot exista situații de iluminare foarte spectaculoase în care o rază de soare scăpată printre sălcii luminează exact pasărea respectivă și atunci avem o detașare foarte frumoasă de fundal. Imaginile pe care le obținem sunt chiar spectaculoase, aș putea spune, cu un coeficient artistic cu mult mai ridicat decât în mod normal la fotografia o pasăre în plin soare. Așa că am pornit la drum, vom călători după amiaza, până spre după amiază, când sperăm să găsim intrarea pe un canal foarte ascuns către o colonie de cormorani pe care am fotografia și filma când soarele cade bine în locul acela, în locul în care ei își fac cuiburile. O să vedeți niște sălci cu totul deosebite, dar o să vă explic la fața locului ce și cum se întâmplă cu colonia de cormorani. Până atunci, fotografiem pe canale. La decolarea egretei mari există un moment când ai impresia că aripile învăluie corpul. Pentru a prinde acest moment, este necesară fotografia în rafală, cu o cadență mare de aproximativ 80 cadre pe secundă. Chiar și așa, momentul nu e întotdeauna prins în desfășurarea lui amplă. E nevoie și de un dram de noroc și de multă perseverență. Poate se vede mai greu acum, dar am ajuns în preajma unei perechi de lebede
cu pui, stăm la o distanță apreciabilă ca să nu îi deranjăm, însă cu toate astea, masculul este foarte înfoiat tocmai pentru a părea mai mare și a ne speria, are un rol de a proteja lebăda cu puii. Ne îndepărtăm acum pentru ca să nu-i deranjăm în continuare, dar spectacolul este foarte frumos, chiar foarte frumos. Am văzut o lebădă cu doi pui doar, în mod normal, lebedele au ceva mai mulți pui, 4-5 puișori, dar, mă rog, de la caz la caz. Un spectacol foarte frumos și foarte gingaș, așa, să vezi lebedele în toată splendoarea lor, apărându-și puii, foarte frumos. Masculul se apropie de noi cu o atitudine agresivă, pare să nu-i fie frică. Doar vrea să ne alunge de lângă familia lui. Profit de distanța mică și fac un portret. Suntem în a doua jumătate a lunii mai. Este suficient de cald pentru ca nuferii albi să fie înfloriți. Ne oprim în mijlocul lor. E imposibil să treci pe aici și să nu-i fotografiezi. Sunt unul din simbolurile Delte. Focala lungă a teleului ne permite obținerea unor unghiuri în care reflexiile florilor în apă sunt aproape perfecte. Oriunde există frunze de nufăr, vom găsi broaște, care la ora asta sunt în pauză de concert și se ascund cum pot mai bine. Anunțul lui Iulian se aude scurt. Codal pe partea dreaptă, sus în salcie. Motorul trece în marșarier pentru a găsi o poziție mai bună de fotografiere. Din nou adrenalină. Îmi place să fotografiez momentul decolării. Degajă forța extraordinară a acestei acvile, un adevărat rege al văzduhului. Codalbul este cea mai mare pasăre de la noi din țară, înrudită cu celebrul Bald Eagle, simbolul Americii. Pisica sălbatică nu-i ușor de întâlnit, dar când este în apropierea vizuinei și are pui, fotografierea ei este ceva mai ușoară. Este unul din mamiferele răpitoare ale deltei, hrănindu-se cu rozătoare mici, șopârle sau chiar și cu șerpi. La intrarea pe un canal, întâlnim un cârd imens de pelicani. Din partea opusă, o barcă ce vine pe canal îi determine să schimbe locul de odihnă, undeva pe mijlocul lacului. Spectacolul este grandios.
După o zi plină de adrenalină, în care probabil am fotografiat sute, dacă nu mii de pelicani în zbor, și sigur că toate lucrurile astea îți ridică nivelul de adrenalină, pentru că totul este foarte, foarte pasionant să vezi atât de mulți pelicani care zboară în jurul tău. Absolut incredibil, absolut incredibil. După ce am fotografiat pisica sălbatică, iarăși foarte multă adrenalină, aș putea spune că este una dintre cele mai reușite fotografii cu pisica sălbatică pe care am făcut-o până acum. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat. Iată, ne plimbăm acum la pas, liniștit, pe un canal plin de vegetație, foarte pitoresc, și ne bucurăm de natură, ne bucurăm de soarele ăsta cald de după amiază, când căldura toridă de miez de zi s-a disipat. Totul este extrem de plăcut, admirăm natura. Când și când mai tragem câte o fotografie, fie cu câte un stârc, fie câte o altă pasăre pe care o întâlnim pe aici prin stuf. Este 5 după amiază, o oră numai bună pentru a fotografia colonia de cormorani către care ne îndreptăm acum. Problema este că este pe un canal foarte puțin circulat, a cărei intrare este de multe ori blocată de plauri de stuf. Și așa că intrarea va fi un pic cu peripeții, în sensul că este posibil să trebuiască să mișcăm câțiva plauri ca să putem intra. Așa că trecem de plaurii acestea din fața noastră, iată-i. Pare că este un canal închis, dar nu este așa. Trecerea nu va fi ușoară, o să fie câteva încercări de a îndepărta plaurii, înainte, înapoi cu barca, tocmai ca să lărgim intrarea și să putem să... Iată, cam așa arată. Și iată-ne, s-am trecut cu succes, cu un pic de emoție, dar până la urmă nu era foarte închisă trecerea, așa că doar cu câteva forțaje de motor am reușit să spargem bariera de plauri. Ne îndreptăm așadar mai departe către locul în care vom fotografia cormorani, un loc extraordinar de spectaculos din punct de vedere al fotografului. Cormoranii nu sunt specie protejată, pescarii deltei considerându-i chiar dăunători. Își fac colonie în locuri ceva mai retrase, unde există șiruri de sălcii în care își construiesc cuiburi. Găinațul de cormoran este foarte acid, ceea ce determină uscarea temporară a sălcilor în care își fac cuiburi. De aceea, vom vedea multe cuiburi în copaci ce par complet uscați. Însă, după ce cormoranii își mută cuiburile, sălcile revin la viață. De multe ori, ciorile fură ouăle de cormoran de pe cuib. Însă, specia fiind foarte rezilientă, după 2 sau 3 zile, femela va depune un alt ou fecundat pentru a fi clocit. We'll be right back.
plecăm de pe canalul cu cormorani, forțăm încă o dată trecerea între canal și lac și ieșim la loc deschis, pe lacurile deltei. Ne apropiem de momentul apusului, unul dintre momentele importante ale unei ture foto în delta, în care totul se concentrează pe practic două momente de forță ale fotografiei: dimineața, când cu ajutorul teleobiectivelor fotografiem păsări, că e perioada de hrănire și așa mai departe, iar seara, pentru că toate păsările, mai ales în perioada de primăvară, se retrag către colonii și practic lacurile rămân oarecum pustii, ne concentrăm pe fotografia de peisaj. Ne alegem un loc unde să găsim prin planuri relevante, în așa fel încât momentul când soarele cade în apropierea orizontului și când norii se înroșesc, să avem prin planuri foarte spectaculoase, care să prindă culoare, să aibă eventual transparență, fie că sunt flori, fie că sunt frunze, fire de stuf sau de papură, ceva care să dea adâncime imaginii pe care o fotografiem. Așa că ne-am poziționat în mijlocul unui câmp de nufer galben. Pe aici, pe acolo, se mai văd câteva fire de iarbă care iese de pe fundul lacului și așteptăm ca soarele să se apropie de orizont și să facem fotografia de final de zi. Așa că să vedem ce ne oferă peisajul din seara asta. Apusul este obturat de o perdea de nori, care însă se colorează spectaculos și avem parte de un peisaj lacustru pe care l-am așteptat oarecum neîncrezători. Acum, ca și în alte dăți, totul e să ai răbdare și să stai pe poziție până la ultima rază de soare. Încă un an, încă o tură, se adaugă la un bagaj de amintiri, de trăiri cu adrenalina vânătorului de imagini, a exploratorului de frumos și a bucuriei de a fotografia delta Dunării. În fiecare lună mai sau început de septembrie, organizez, măcar o dată pe an, câte o tură în delta Dunării. Dacă vreți să vedeți când este tura de la anul, intrați pe site-ul www.fototur.ro, aveți link-ul jos în descriere și o să vedeți când am programat tura de anul viitor din delta Dunării. Dar tot pentru anul viitor am publicat întregul calendar de ture pe care îl voi face. E vorba de turele din România, dar și turele din Vietnam, din Tibet, din Himalaya, din Dolomiți. Intrați și o să aveți de unde alege, pentru că sunt turele alese una și una. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-mi un like, abonați-vă la canal, distribuiți canalul și în felul acesta mă ajutați. Nu uitați să puneți un comentariu. Și nu uita, călătorește ca un fotograf.